Domnul Bejan, dacă e ceva de procedură, poftiți. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, noi avem e-guvernare, avem introducerea produsului electronic peste tot, dar noi, deputații, continuăm să venim cu un teanc de hârtie, de documente în sala plenului. Când o să avem și noi niște laptopuri ca să ne putem folosi de laptopuri, suport electronic, nu suport de hârtie? Domnul Bejan, vă lămuresc pe etape. Achiziționați un calculator din bani personali, statul nu oferă. Acolo, nu în baza etichetelor, ales pentru produse alimentare. După ce cumpărați calculatorul, vă puneți un soft licențiat. După care, acolo există browser de internet. www.parlament.md, deschideți. Și acolo există proces legislativ, este o secție. Clicați la proces legislativ și va apărea mai multe ferestruci. Și acolo, dacă... De procedură. Avem ordinea de zi. În ordinea de zi există numărul proiectului și data și denumirea. Introduceți numărul proiectului și data și veți vedea o surpriză mare, este un proiect de lege. Și acel proiect de lege pe purtătorul electronic pe care o să-l aveți dumneavoastră poate fi discutat și nu aveți nevoie de hârtie. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere.